mașină. Nu aici în mașină, băiatul. Nu, Petru, așa ceva nu se scapă așa. Nu ne jucăm, nu suntem pe calculator aici cu mașină. Păi fugit acolo. 110 la ora. E inconștient, asta ar trebui noi să ne punem pe să-i dăm în bucă. Ca și mine, șef de mașină, trebuie să mă intercepte de la spitalul polistru, săptămâna trecută din urmă. Uite de unde am trecut, uite de asta ne-a luat. Păi ce viteză îți trebuie ca să distrugi mașina aia și să te oprești aici? 110 am avut, noi am fost acolo. Da, era cu la mașina. Nu l-a ucit oameni, nu e vorba de mașină. Acum două ore de parte la mea. De răspundere, de obicei. Ăla de ei și se... Nu-i, că nu-i trează. Păi nu i-au prins. O, au prins ei. Eu eram în ceamă. Uitați-vă și la ea. Aia de acolo? Aia, 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 aia. Erica, vino aici. A, stai că deja mă enervez. Stai că asta... Noastră, nu știu, s-ar putea. Da. Dar cine era la volan? N-ați văzut? Ăla care a fugit? O doamnă a zis că era tot. Da. Avea peste 100 la oră, doamnă. 110 avea la oră, noi am fost în parc și am văzut. Și dintr-o dată am o bubuitură, prima mașină era la 80 de metri acolo. Și s-a oprit, după 80 de metri s-a oprit de aici într-o mașină. După ce le-am luat pe toate la rând. Prin fața geamurilor mele care sunt acolo la Paladomisol, a trecut în frână, după ce a lovit logamul și după care s-a oprit în asta aici. Dar se poate calcula la ce viteză îți trebuie ca să te oprești de acolo până aici. E o chestie matematică. În frână. Era în pat, nu? În pat, păi normal. Păi spuneți, în care asigurare, că n-am altă grijă. În regulă? Bun, doar. Dar ce până? Asigură, mă. Cât de cât? Care-s procedurile să... Chiar ne simțiți. Minor, da, sunt. A doua. Eu sunt.
Care e? Asta al voastră. Am văzut. Okay. Să ne ducă din casă. Deci, profesorul mașinii, haideți un pic aici, vă rog. 1, 2, da? Aminez minore, pagubile, dar sunt. Rămâneți pe loc, domnule. Are tendință să... Nu, că l-am prins pe Bălcescu, l-am prins. Da, da, am văzut. Totul proprietar al mașinii? Nu, nu. Minți. Are marca. Sunt martor la noi și minți. Minți, minți. Nu mai minți. Minți, te-o văzut lumea. Nu mai... Dă-i o lecție la prostul ăsta. Nu încercați să... Nu scăpa din prostie. Eu le am în casă. Da, merge. Proprietarul mașinii mă interesează, da? De unde ați venit? De unde ați venit? Acolo. De unde de acolo? Că deasupra sunt și cretini. Mașina de cine este? Sunt și cretini. La dumneavoastră? Ce ați băut? O bere. O bere? Unde? Oraș. Unde în oraș? În Piața Mică? Și din Piața Mică până aici, pe ce stradă ați venit? Din Piața Mică până aici, pe ce stradă ați venit? Aici am luat mașina și am făcut zero. Aici. Și mașina era parcată aici, pe strada asta sau pe cealaltă? Strada e arhivelor. Aici era parcată și am făcut zero. Cine a condus mașina? Eu. Păi că te vede lumea la volan și spui că tu ai condus. Cine a condus mașina? Știm că aveți permisul de ținut, stați liniștit. Haideți să facem. Când am luat la fața locului, știam. Să suflați aici în continuu, nu trebuie să ne mai explicați. Da? În câteva secunde, da? Știm că aveți permisul de ținut. Ce nu tot atât? Trebuie să suflăm. Dacă ești bărbat, după ei, eu cu intrași noastră. Nu mai ține una și bună, că sunt 5 oameni care au fost. Nu, haide încă o dată. Deci în continuu până îți spună. Am dat. În continuu. Deci e proprietarul mașinii. Suflă. Cum am trebuie să suflăm. Așa, de suflă, 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 mai întâi, în continuu, în continuu, și e suflă insuficientă. Trebuie să ne așteptăm o dată, chiar e suficient. Resuflă un pic mai întâi. Nu, ia un pic de mai mult aer în, da? Da, da. Așa, încă un pic, nu trebuie să te oprești, da, da. Dacă te oprești, să aprinde becul acela, dar opa, stai să te stai ușor. Nu te grăbi, dacă ne grăbim, nu iasă nimic, da? Nu acum, deci în continuu, da? E bine, încă un pic, încă un pic, te rog, da, încă un pic, încă un pic, imediat, încă un pic, încă un pic, imediat ești gata. E gata, perfect. Acum așteptăm un rezultat, da? .077 este rezultatul. 077. Da. Deci încă o dată. O consumat domnul bere în Piața Mică, de aici a luat mașina, a venit lui, până aici. A prins 100 de kilometri, 100 și ceva, cum susțin martorii până aici? Dacă a lovit-o pe aia prima, nu facem aprecieri că 100 sau 200. Nu, stai să vă zic. Deci... Eu stau, uitați aici, jos, așa, la demisol. Da. Pe aici trec mașini foarte des. Așa. Eu știu ce înseamnă o mașină care trece cu 50, cu 60, cu 70. A, da. Asta era în frână, da? Era în frână, așa. Și-a oprit acolo, după ce au mai lovit 3 mașini. Și pe aici, când am trecut prin fața geamurilor mele, avea o viteză mult mai mare decât de obicei. Așa, și acum ce vreți? Mă cer cu dumneavoastră sau să facem aprecieri? Nu putea să plece de acolo. Nu mai contează cu ce viteză o mergi, contează ce s-a întâmplat. Absolut! Vreau doar să vă spun că n-avea cum să plece din capătul străzii. Asta e clar. N-avea cum să plece din capătul străzii, să prinde 100 până aici. A soluționat dosarul, nu? L-ai primit vreo... te-ai dus la o înfățișare, ceva, te-o chema... Nu știu dacă asta mai circulă. Nu o mai circulă. Asta mai merge?